Bună seara, dragul meu! Povestea care am să ți-o spun astăzi se numește Trei păpuși de aur. Un padișah, așa e să-i zice conducătorului în țările Orientului apropiat, vrând să afle cât îs de ageri la minte supușii sultanului din împărăția vecină, le-a trimis trei păpuși de aur. Toate păpușile erau de aceeași mărime, de aceeași formă și greutate, însă padișahul a poruncit să li se spună că prețurile lor nu sunt la fel. Una e mai ieftină, alta mai scumpă, iar a treia și mai scumpă. Și i-a rugat să ghicească de ce anume. Mult l-a mirat pe sultan darul padișahului. Și-a chemat il curtenii și le-a poruncit să afle cu ce se deosebesc păpușile una de alta. Curtenii au cercetat păpușile cu multă atenție și au găsit că nu se deosebesc cu nimic. Vestea se răspândise prin tot orașul, de la mic și până la mare. Și iată că un flăcăuan care căzuse în închisoare aproape nevinovat a trimis cuvânt sultanului că de i-ar da lui păpușile să le vadă, ar spune care și cu ce se deosebește. Și de-o-i avea dreptate să fiu slobozit din închisoare. Sultanul a poruncit să fie adus flăcăul la palat și i-a dat cele trei păpuși. Flăcăuanul s-a uitat, le-a cercetat și a văzut că fiecare păpușă are în ureche câte o găurică. Luând un pai, l-a vărât în urechea primii păpuși și capătul lui a ieșit pe gură. Apoi a vărât paiul în urechea altei păpuși și capătul lui a ieșit pe altă ureche. A băgat paiul în urechea celelalte păpuși. De data asta, paiul a rămas în păpușă. Preluminate sultane, vorbi flăcăul către sultan, păpușile acestea seamănă cu oamenii. Prima seamănă cu omul guraliv care abia află ceva și îndată aleargă de le spune tuturor. E omul în care niciodată nu poți avea nădejde. A doua seamănă cu cel căruia vorba îi intră pe ureche și iese pe alta. Acesta e omul nepăsător care nu ia în seamă spusele și sfatul altora. A treia seamănă cu omul care ia aminte la tot ce aude. Acesta e omul demn de încredere, cumpătat și de ispravă. Iată de ce păpușa asta e cea mai scumpă. Sultanul a ascultat vorbele flăcăuanului și s-a bucurat. Toată curtea îl lăuda pe flăcăuan. Sultanul a poruncit atunci să se scrie pe fiecare păpușă care și cât costă și le-a înapoiat padișahului de la care le primise în dar. Iar flăcăuanului i-a dat drumul din închisoare și l-a luat la curte. Uite așa, înțelepciunea de care a dat dovadă flăcăul i-a adus libertatea. Acum fugă-se la culcare, noapte bună!